Bună ziua și bine v-am găsit pe canalul Estera și Damari Femei. Sunt Estera și am 10 ani și astăzi suntem pe munte. Este foarte frumos aici. Suntem pe platou Bucegi. Am vrut să mergem practic până la cruce, doar că atunci când am ajuns sus, vântul a greu și ceață. Până la cruce cred că mai avem maxim 10 minute sau 15. Bună ziua! Așa, ne-am înghețat mâinile, abia pot să mai mișc. Și acum ne îndreptăm către aproape am ajuns până la cruce, numai că era foarte, foarte frig și nu mai puteam să înaintăm. Da, bătea vântul foarte, foarte tare. Era groaznic. Suntem cu familia Gonț, nu toți, dar că, da, o parte suntem cu gemeni. Și verișorii noștri mai mici. Verișorii noștri mai mici, fiindcă nu a putut să meargă mai mult și nici noi nu mai puteam că... Da, trebuie să faci un traseu în care să fii sigur că o să fie soare și că o să fie cald, ca să poți să mergi și fără ceață și fără vânt. Aproape am ajuns la cabina. Da, deci mai acum am trecut de babele. Asigurați foarte bine că va fi senin, să vă rugați Domnului ca să fie senin și să puteți să mergi și să nu fie ceață, nici vânt. Așa. Și să nu prindeți ca noi. Așa, deci, da, am vrut să vă spun că mai avem doi verișori de cont, care e un băiețel și o fetiță. Fetiții minică și băiețelul mai mare. Băiețelul n-a dormit. Încă merge pe jos. Și Eli, fetița, doarme mititica, că nu a putut să reziste. Așa și... Ok, și la cruce trebuia să te ții de ulant și să mergi până jos, dar numai că era foarte, dacă, că crucea era pe un deal și noi eram lângă dealul de cruce și era o prăpastie jos și aveai un lanț în care trebuia să te ții bine rău de tot, Doamne! Și jos acolo era crucea, dar nu știu, Dumnezeu ne-a păzit că putea da, muri ne-a acolo. Oprit, că zicea unchiul meu Simin, unul dintre gemeni, că nu. Că muntele ne face și că Dumnezeu trimite asta și muntele ne face tot timpul așa semne de oprire, de înaintare. Pentru noi acum a fost un semn că a fost vântul mare și era să ne ia pe sus. Și zicea Sumin, nu, gata, plecăm, că ce să mai căutăm aici, că era foarte frig. Vântul pe sus, picăm prăpastie, deci foarte dacă frig. Săream, nu știu, așa, parcă simțeam că mă pinge vântul, așa. Da, super, am ajuns și noi la telecabină. În fața noastră este tati. În spate e mami. Așa de acolo albastră, o geacă albastră. Așa. Și în spate e Bianca, mătușa mea care are pere și pe David. David este băiețelul. Și fetița care a dormit, vă amintiți? Sigur. Așa. Așa, e mai în spate, că e cu David și David plânge că e frig, că tremură, mai vrea în brațe la unchii mei, gemeni. Bunicul nu poate să le ia tot timpul în brațe, că doare și pe spatele și da. Uite să vă mai zicem, mulțumim, dragi abonați, că v-ați abonat și să vă abonați în continuare dacă v-ați abonat și... Vă iubim, să dați like-uri acolo, să dați să fac și eu și să vă abonați. Super! Și vă recomand să veniți la munte. La revedere, să inspirați aer curat, da! La revedere, vă iubesc! Pup! Nu,
Ia zi, Nicule. Eu te vin până la tine. Da. Păi văd că da, da, i-am zis că mâine cu Irina nu mi-a plecat bine și urgență, că am ceva în centrală. Îmi trebuia și zic da, ea, e să dau eu o tură până sus. Nu avem voie să plimbăm. Sunt pe la 4, pe aici, vin așa bani acum și